Vă salut, dragilor, bine ați venit la un nou clip. Eu sunt Dragoș cu Hartz și vă prezint tot felul de idei și metode prin care puteți să câștigați bani, bineînțeles. Cum să vă descurcați în această nouă piață, aș putea spune, a criptomonedelor, investițiilor rapide, investițiilor prin telefon, investițiilor de acasă, minare de acasă, pe calculator, laptop, pe telefon, etc. Avem tot felul de variante de a câștiga banii ziua de astăzi și eu zic că trebuie să vă interesați cât mai mult posibil din timpul vostru să alocați acestui lucru, pentru că chiar merită și sunt foarte multe metode prin care puteți profita să câștigați niște bani. Ne dă neapărat cu sapa 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână sau 6 chiar. Sau eventual să aveți două joburi. Mai bine să aveți două joburi, eu știu, de acasă și poate chiar și atunci când sunteți în concediu să vă puteți controla de la distanță micile afaceri sau depinde ce vă alegeți voi să faceți. Dar pentru că îmi place să vă arăt mereu chestii noi prin care puteți să ajungeți la acea libertate financiară de care vorbește toată lumea, pentru că dacă începeți să urmăriți clipuri diverse și ca și mine probabil urmăriți mai mulți YouTuberi și așa mai departe din acest domeniu, ajunge să credeți anumite lucruri sau să vă faceți o anumită idee, părere despre ce înseamnă business, afaceri, bani online. Unele sunt mai bune, unele sunt mai realizabile, unele sunt mai puțin realizabile, depinde în ce țară ești, depinde ce cunoștințe ai, depinde de cât de vizionar ești și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte pe care le prezintă foarte mulți oameni în diverse cursuri. În ultimii ani, pot să spun, am tot urmărit, am fost la webinarii, am fost la în sală în ultimii un an jumate, n-am reușit să mai mergem nicăieri din cauza COVID-ului, dar s-au făcut foarte multe seminarii online. Eu știu, am urmărit foarte mulți oameni din domeniu, guru financiar și așa mai departe, zeci de canale de YouTube care prezintă cam aceleași idei și aș vrea să structurez un pic din tot acest ocean de informații un singur aspect pe care aș vrea să vi-l aduc în față, pentru că știu că sunt foarte multe lucruri care o să spuneți, da, a reușit cu tărică, dar avea nu știu ce, a reușit și cu tare, dar a fost ajutat de împrejurări, de bani, de cunoștințe, etc., etc., etc. Așa este, sunt foarte puțini care au reușit efectiv să plece de la nimic și să facă o chestie wow, sau nu neapărat wow, dar să ajungă să câștige 100.000 de euro pe an, nu neapărat pe lună, să nu exagerăm acum, dar vă spun că am tot căutat și am citit foarte multe lucruri despre tot acest ecosistem. Eu la rândul meu sunt antreprenor de peste 10 ani și am încercat diferite business-uri. Nu e ușor, deci aia cu cum să avem venituri pasive, cum să câștigăm niște bani stând la soare, nu prea există. Deci nu puteți să câștigați bani brusc, nefăcând nimic, înainte de acest lucru. Bineînțeles, e varianta în care câștigi la loto, dar numărul de câștigători este extrem, extrem de mic. Sunt mai multe șanse să câștigați bani realizând voi ceva prin propriile puteri decât să așteptați să câștigați la loto. Da, puteți să jucați 40 de ani la loto, nu câștigați niciodată. Deci mai bine îndreptați-vă energia și banii către lucruri mai palpabile și antreprenoriatul este una din aceste metode, chiar foarte, foarte profitabilă poate fi și extrem de realizabilă, chiar dacă sunteți la început, nu trebuie să vă speriați. Important e să vă documentați foarte bine, să citiți foarte mult și mai ales, un mare, mare, mare sfat, citiți biografii sau alte persoane, despre alte persoane care au reușit să facă niște lucruri, dar lucruri concrete, de nu vă luați neapărat pe toate poveștile de pe internet, studiați persoane reale, să spun așa. Am aici câteva cărți care le-am studiat și eu să spun așa. Foarte interesante anumite idei care sunt prezentate în aceste cărți. Ce vă recomand
în mare, mare măsură e să citiți neapărat un curs de vânzări, de exemplu, cum este această cărticică de la Zig Ziglar, în care ne prezintă, e o carte foarte subțire, deci nu e vreo chestie groasă, dar sunt câteva idei care, dacă le prindeți, o să vă ajute foarte mult să deschideți un business. Și de ce spun un business? Foarte mulți guru, să zicem așa, ai internetului, spun, domnule, dacă găsești să rezolvi o problemă a multora, ești milionar. Chestia e foarte adevărată. Gândiți-vă că o să găsiți un produs, nu contează din ce domeniu, care va aduce un profit de $1. Atât. Deci nu trebuie să vă gândiți să vindeți lucruri foarte scumpe, de sute de mii de dolari sau lei, mă rog, cum vreți voi. E suficient să câștigați un euro, un dolar, ce, cum vreți voi, dar să aibă nevoie foarte multe, foarte multă lume de acel lucru. Gândiți-vă, nu știu, că inventați ceva care locuiește acel bețișor de curățat în urechi. Trebuie să câștigați 10 lei la o cutie, trebuie să câștigați 3-4 lei și atunci o să fiți într-adevăr milionari. O să spuneți, da, dar e foarte greu de pus în practică o idee de genul ăsta. Credeți-mă că în ziua de astăzi nu mai este atât de greu să faci un business mare. Pentru că acum sunt foarte multe fonduri de investiții, sunt foarte mulți bani în piață și dacă voi vă puneți pe treabă și pe învățat și reușiți să structurați un plan de afaceri bine pus la punct din care să reiasă ideea foarte concretă, chiar dacă nu reușiți să faceți un prototip, e suficient să aveți un business plan foarte, foarte bine pus la punct din care să reiasă un profit, să reiasă în cât timp își recuperează investiția un anumit investitor, da? Deci trebuie să aveți voi toți banii, poate o chestie costă 100 de mii ca să-i dați drumul, dar voi nu aveți niciun leu. Nu e nimic, dacă voi sunteți entuziasmați, credeți-mă că majoritatea investitorilor, atunci când investesc într-o idee, 50% din decizia lor este luată față de cel care arată ideea, de entuziasmul lui. Deci dacă tu ești foarte entuziasmat, ești foarte încântat de ideea ta, o susții până în pânzele albe, 50% vă spun că deja aveți banii aceia. Totul după aceea ține de datele tehnice pe care trebuie neapărat să le prezentați oricărui investitor, că e mai mic, că e mai mare, că e un investitor privat, nu contează cum este, că e o companie de fonduri. Important e să aveți ce să prezentați, date concrete. Foarte multe persoane care au idei extraordinare pierd bani pentru că nu știu să-și prezinte ideile. Deci se gândesc doar la cum să creeze produsul. Foarte bine. Gândește, creează-l, pune la punct. Dar până la urmă gândește că ăla trebuie să fie vândut. Deci trebuie să aibă un marketing. Și orice produs fără marketing nu se vinde. Da? Poate să fie cel mai bun lucru de lume inventat vreodată. Dacă nu are un marketing bun și nu are pe cineva în spate care să-l promoveze bine, nu se vândă niciodată milioane de produse, pentru că n-are cum. E piața prea mare ca să iasă așa întâmplător un produs să ajungă foarte, foarte cunoscut. Nu-l caută nimeni dacă nu te duci tu la client. Da? Trebuie să vă gândiți la treaba. Deci căutați, într-adevăr, o soluție care rezolvă o problemă a multor persoane. Vă dau un exemplu. O chestie mai mică pe care și eu am făcut-o și funcționează și puteți să faceți și voi. Acolo, la voi în oraș sau în cartier sau unde locuiți, un curs pentru copii. Un atelier de lucru, de exemplu, cu ceea ce știți voi să faceți. Un atelier de pictură, un atelier de șah. Sau nu știu, ce faceți voi, ce știți voi să faceți și credeți că ar putea să învețe și un copil de 12 ani, de 10 ani, de 15 ani, de 16 ani, de 20 de ani, nu știu. Gândiți-vă că puteți să închiriați o sală și cu 50 de euro undeva, puteți să închiriați inclusiv la oră, puteți să închiriați pe zi, puteți să închiriați pe lună, deci neapărat vă trebuie investiții foarte mari. Pentru cursuri la masă, cum le spun eu, sunt foarte multe variante, foarte multe posibilități în care puteți să aduceți 5-6 copii sau adulți sau adolescenți, ce vreți voi, și să le prezentați aceste lucruri. Dar, bineînțeles,
trebuie structurat acest curs, trebuie să-l prezentați frumos, să faceți un site în ziua de zi, foarte ușor să faci un site în 24 de ore, l-ai făcut de la zero, nu trebuie multi-page, trebuie să faci o singură pagină, program, ce conține structura cursului și cam asta e cât costă și unde ne vedem. E destul de simplu, pus câteva fotografii din activitatea respectivă, sunt o grămadă de site-uri cu fotografii gratuite, cu milioane de fotografii. Deci, credeți-mă că sunt metode de a face fără mulți bani, alți bani. Da? Deci, încercați să vă informați mai mult, puneți mâna și citiți cât mai mult despre cum se face o vânzare, cum se face un business plan. Acum găsiți materiale pe internet foarte, foarte multe. Eu am găsit tot ce am avut nevoie pe internet gratuit. Și credeți-mă că am făcut business-uri și din nimic. Deci se poate și testa de mine. Cine nu mă crede, să-mi dea coment și o să-i răspund, sper, la orice întrebare, pentru că chiar se poate. Un fel de, dacă azi nu se poate, păi atunci nu se mai poate niciodată. Credeți-mă că suntem în ca evoluția civilizației, suntem în cea mai avansată și ușoară, ușor punct al evoluției în care poți să faci un business. Gândiți-vă că înainte, ca să ajungi la un milion de oameni, să zic așa, sau la o populație a unei țări, ca să faci publicitate în toată țara, te costau enorm de mulți bani. Deci ar trebui să postezi în toate ziarele din țara respectivă. Era foarte greu și foarte scump. Acum avem internetul la dispoziție, pot să-ți prezint și chiar vă recomand să folosiți neapărat YouTube-ul când vă promovați produsele voastre, cursurile, orice faceți clip pe YouTube, pentru că este cel mai urmărit. Toată lumea vrea material video, nu mai vrea o poză, un poster sau ceva static. Da? Toată lumea vrea filmuleț. Ai făcut filmuleț de prezentare, îl pui pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, pe short-urile alea de la YouTube, care practic acum fiecare platformă și-a făcut și un mic TikTok, practic, în care sunt numai și filmulețe scurte, în care puteți să vorbiți despre orice faceți voi și să ajungeți practic instantaneu la mii și zeci de mii de oameni într-o oră. Este fantastic și e gratuit. Uitați, este gratuit, da? Să postezi o chestie, un clip acum pe orice rețea, chiar dacă n-ai nici măcar cont, îți faci cont, îți faci clip, totul le faci într-o zi, practic, și le poți prezenta, nu trebuie să te vezi tu, trebuie să vadă produsul, trebuie să vadă ce face produsul, deci nu trebuie să fie ceva wow, important e să-l faci cu cât e mai natural și mai sincer, credeți-mă că are mai mult succes. Deci nu trebuie să fie foarte sclipicios, foarte profesional și cu nu știu ce mare companie de media sau de foto-video să vă creeze nu știu ce mari spoturi. Cu cât este un produs mai sincer și mai frumos și mai curat, este mai bine primit de public. Haideți că am vorbit foarte mult. Sper că ați înțeles ideea că se pot face lucruri practic aproape din nimic. Important este să fiți voi foarte încrezători în ceea ce vreți să faceți. Și o să reușiți, credeți-mă, eu am reușit. Deci se poate. Se poate, se poate. Și puteți să o luați de la zero. Și dacă n-ai mers, mai încercați încă o dată că o să reușiți până la urmă. Deci nu vă lăsați bătuți. Urmați-vă ideea și mergeți în pânzele albe cu ea. Ok? Bun. Nu uitați să vă abonați pentru că o să vă surprind cu tot felul de clipuri de mișto și ne vedem la următorul clip. Seară frumoasă!